Dacia va lua parte la raliul Dakar, iar la volan vor fi Sebastian Loeb, de 9 ori campion mondial, și Cristina Gutierrez, a doua femeie din istorie care a câștigat o etapă în cadrul acestei competiții. Pentru participarea la competiție, Loeb va primi numai puțin de 2 milioane de euro. Dacia dă o lovitură de proporții. Sebastian Loeb se va afla la volanul automobilului care va lua startul în cel mai dificil raliu din lume. For sure, it's really important for me to win the Dakar. Today it's my main target in my different discipline that I'm doing. I start to have a good experience. We did some good results. I hope I will win it with Dacia. Vestea nu a făcut furori doar la noi, ci în întreaga lume. De asemenea, cel de-al doilea pilot al echipei Dacia va fi o femeie. Cristina Gutierrez, o spanioloaică în vârstă de 32 de ani, a doua femeie din istorie care a câștigat o etapă în cadrul acestei competiții. Tul francez a îmbrăcat deja hainele constructorului de la Mioveni cu ocazia lansării oficiale a programului, când CEO-ul Denis Levot a explicat că această mișcare se pliază perfect pe imaginea cea nouă a Dacia, anume aceea de brand, de aventură, prieten cu distracția în aer liber și cu natura. I think Dacia has a lot of potential. They are really involved in this new project. They will arrive with a new technology, a brand new car. Raliul Dakar este văzut ca un eveniment care deschide sezonul de motorsport mondial cu probe foarte dificile. Acum Dacia a anunțat că vizează victoria la categoria mașini, iar concurentul în prim plan este Toyota. Presa belgiană a scris că Loeb va primi pentru prestația sa numai puțin de 2 milioane de euro.